Propunere inedită a unui primar din județul Arad pentru a avea cimitire ca în Occident. Edilul le-a propus oamenilor să înlocuiască tradiționalele coroane de flori aduse decedaților cu donații în bani oferite de participanți familiilor îndoliate. A și montat cutii de donații în toate capelele din comună. Oamenii sunt încântați de idee. În fiecare din cele patru capele am montat este o cutiuță. Este o cutiuță de tip poștal prin care se pot introduce plicuri sau direct bănuți, cum decide fiecare om. Omul când vine în capelă are cheia și cutiuța este la dispoziție. Astfel de cutii de donații au fost montate în toate capelele din comuna Ghioroc, județul Arad. Aici pune fiecare participant la înmormântare ce sumă dorește să doneze familiei decedatului. Este noul tip de ofrandă în locul tradiționalelor coroane de flori. Pentru oamenii care sunt săraci și n-au posibilități, bine primit un ban decât o floare. Dar și florile, nu zic că nu, poți să duci o floare în buchețel, dar totuși banii pentru mine e o idee genială. Sunt de acord cu chestia asta. E ceva foarte bine, părerea mea. De ce să dai niște bani în plus care să rămână acolo mizerii la mormânt, când poți să ajuți omul în situația aia? Păi fiecare cum vrea acum. Deci familia ar fi frumos să ducă coroane. Acum restul lumii cum dorește. Este o părere foarte bună, că coroanele oricum le aruncă peste 6 săptămâni și bănișorii prin bine la familie. Inițiativa de a înlocui coroanele de flori cu donații pentru familia decedatului aparține chiar primarului. A luat această decizie după ce a observat că nicio firmă de salubritate nu ia coroanele ofilite aruncate apoi la gunoi. Nu am vrut altceva decât să intrăm în lumea civilizată, așa cum în Occident se întâmplă deja de ani buni, să ajungem și noi să facem coroanele acelea care sunt unele de plastic, unele cu sârme, ajung până la urmă în pubelele noastre de gunoi, iar gunoierii nu ni le ridică datorită faptului că sunt amestecate vegetale cu plastic și acest lucru nu este permis pentru deponeurile ecologice. Singurii nemulțumiți de această inițiativă sunt comercianții de coroane. Nu o să am unde să mai lucru și nu mai sunt așa tânără să-mi găsesc loc de muncă în altă parte. În comuna Ghioroc și în cele două sate învecinate trăiesc aproximativ 4200 de persoane. Există 4 cimitire aici, toate administrate de primărie. Sistemul fără coroane a fost implementat de 3 săptămâni, iar oamenii spun că se vede deja. Cimitirul este mult mai curat și mai îngrijit decât înainte. Șefii de la transportul